statul Texas, care în curând va depăși 30 de milioane de locuitori, este al doilea stat al Statelor Unite și este într-un fel motorul mișcării anti-avort din Statele Unite, un bastion republican, un bastion conservator. Care este impactul global al acestei decizii a Curții Supreme a Statelor Unite din 24 iunie? Sigur, America este o țară, un simbol al democrației pentru multe țări și pentru mulți intelectuali și pentru multă lume, și acea lume se uită și vede și citește și interpretează acele lucruri în moduri foarte variate. Acea lege a antrenat automat legi din ce în ce mai restrictive referitoare la avort în diferite state, care deja aveau o legislație mai conservatoare, dar care, datorită hotărârii Curții Supreme, nu își puteau permite să anuleze cu totul sau să restricționeze cu totul dreptul la avort, pentru că mereu exista acel precedent al posibilității ca cineva să reclame respectiva interdicție. Să invoce Roe versus Wade din 1973. Da. Și dacă vă referiți la impactul global, noi vedem că și în Europa sunt diverse state care restricționează destul de mult acest drept. Avem la graniță, nu, situația Ungariei, unde avem un discurs pronatalist extrem de puternic și care merge împotriva unei grămezi de drepturi cetățenești, nu doar pentru femei, ci și pentru alte tipuri de cetățeni. Și această decizie nu o să facă decât să alimenteze și mai mult tot acest discurs. Cred că această decizie o să alimenteze în continuare exact acest gen de discurs naționalist, xenofob, anti-minorități, anti-avort și așa mai departe. Faptul că interzice avortul nu înseamnă că nu o să se întâmple în continuare avorturi, doar că acele avorturi vor deveni tot mai nesigure și vor pune în pericol exact viața femeilor care încearcă să apeleze la o astfel de procedură. În momentul în care procedura nu mai este sigură din punct de vedere medical, în momentul în care cineva nu mai are acces la o astfel de procedură din rațiuni financiare, din rațiuni că stă în statul nepotrivit sau că stă în județul nepotrivit, în momentul acela revenirea la acele practici backstreet abortion, cum se numește. Backstreet abortion o să ducă la consecințe foarte, foarte tragice. Că noi cumva trăim într-o epocă a libertății absolute, în care se legiferează asupra unora dintre cele mai private decizii pe care le poate lua o femeie sau un cuplu. Nu e atâta o legiferare asupra corpului, deși este și asta, dar este o legiferare asupra unor decizii fundamentale pe care cineva trebuie să le ia și pe care, într-un fel, dacă se legiferează asupra lor, cumva nu mai trebuie să ne mai gândim la decizia asta. Nu, nu mai avem, nu ne mai ducă nimeni cum să ne gândim la subiectul a avea sau nu avea un copil. E treaba statului, nu mai e treaba cuplului, nu mai e treaba femeii, nu mai e treaba persoanei morale care suntem. Asta e o formă de a pune în chestiune exact posibilitatea ca cineva să se manifeste ca ființă autonomă și să-și facă propriile sale alegeri. E foarte interesantă și majoritatea și minoritatea ce spune, însă până la urmă e o decizie de natură politică aceasta. Și ne vom întreba ce impact va avea această decizie asupra altor decizii fundamentale, cum ar fi dreptul persoanelor de același sex de a se căsători. Și aici, din nou, intervin o grămadă de contradicții liberal-conservatoare. Și să eludezi, să pui în paranteză, să nu-ți vine măcar să întrebi atunci când iei o astfel de hotărâre, pe cele care vor suporta consecințele, și să nici nu ai vreodată bafta să suporți astfel de consecințe, tu, legiuitor, bărbat fiind, concluzia este una singură: să dai astfel de legi în acest mod seamănă cu a da legi pentru oameni de către persoane extraterestre.